Îmi place cum a ieșit parcul. A fost un miracol într-o lună și un pic, da. Deci imposibilul se poate face posibil, nu? Da, categoric. Vedeți, doamna ne-a și monitorizat. De când am început și zice, un miracol. Vedeți, domnilor, asta e satisfacția reală a echipei. Vedeți, o doamnă care locuiește în zonă lângă facultatea de medicină și spune că se întâmplă miracole. Primul lucru la care mi-a venit ideea să renovez parcul a venit de la vecinul ăsta. Mă aflu astăzi în parcul eroilor, emblema și frumusețea sectorului la 2 metri de Cotroceni, vin și eu pe jos și m-a apucat și pe mine nevoile lumești. Aici se află mare un veceu. Veceu. Groapă de gunoi o putem numi. Sau eu știu ce altceva, dar nici de cum veceu. Soluțiile legale pentru intrarea în renovare și redarea publicului acestei toalete publice.